ne aflăm în Pitușca, satul Pitușca, renumit raionul Călăraș. Am venit în primul rând pentru că și aici avem un sector bun de drum construit. Am vrut să mă asigur că ceea ce ziceam noi de calitate s-a respectat și o să aflăm și opinia domnului primar dacă e da sau nu. Am discutat și cu membrii Consiliului Local problemele care sunt, bineînțeles că sunt aceleași ca și în toată țara, dacă aproape 30 de ani am de lăsat tot ce înseamnă educație, cultură, medicină, infrastructură, bineînțeles, acum ne confruntăm cu toate aceste probleme. Este posibil de soluționat, bineînțeles, doar de muncit. Nu se poate într-o zi de rezolvat tot, nu într-un an, dar dacă menținem ritmurile pe care le-am dat anul acesta, în pofida greutăților și dificultăților, se poate de soluționat și văzând oamenii, am văzut că ei cred că se poate de soluționat și sunt gata pentru muncă. Am vizitat aici în regiune și un frigider construit inclusiv cu suportul statului, cu subvențiile statului. Ați văzut ce tehnologii sunt acolo, investiții extraordinare și acolo tot trebuie de construit drum, pentru că în perioada de iarnă este impracticabil drumul principal, deci o să investim pentru că, pe de o parte, asigurăm conectarea acestor două localități, Vărzărești și Pitușca, pe de altă parte, dăm în bol pentru dezvoltarea economică. Sunt bucuros că oamenii vor să muncească și asta e cel mai bun lucru pe care l-am văzut aici. Până anul 2020, pentru Pitușca a fost un an norocos. S-au renovat din programuri drumuri bune o porțiune de 700 de metri, s-a monitorizat situația. Eu personal am fost zi de zi, să spunem, și m-am uitat cum merg lucrurile. Ne-au mai ajutat Consiliul Raional, din care s-au renovat alți 700 de metri de drum. Sătenii din Pitușca sunt foarte mulțumiți și sperăm pe viitor, cum ne-a promis și domnul prim-ministru, să mergem să facem lucruri și fapte bune pentru locuitorul satului nostru.